Incertitudine în ceea ce privește participarea Gloriei în cupele europene în sezonul viitor a generat mai multe zvonuri, conform cărora mai multe handbaliste ar părăsi corabia roșalbastră. Una dintre cele mai vizate sportive a fost Marta Batinović, portar care a câștigat încă de la primele apariții simpatia fanilor locali. Din fericire, golkeeperul din Muntenegru va mai rămâne cel puțin un an la Buzău, fiind sub contract până în 2023. Este adevărat însă că în contractul lui Batinović există o clauză prin care sportiva aș putea exprima opțiunea de a pleca, însă această clauză a devenit nulă începând cu 1 februarie. Astfel, doar Șteriova, Mârcă, Savu și Rotaru au confirmat despărțirea de Gloria, ultimele două fiind însărcinate. Au existat zvonuri conform cărora Nenezić și Subțirică vor pleca, infirmate de asemenea de conducerea clubului. Există zvonuri așa, dar doar la nivel de zvon. Cum că Marta ar putea părăsi în vara asta Gloria Buzău. Au fost zvonuri, nu numai despre Marta. La un moment dat a apărut și Subțiric în discuție. Nu mai știu care dintre fete iar erau date ca și plecate. Eu am văzut pe pagina de Wikipedia câteva transferuri deja făcute. Nu, ele sunt sub contract cu Gloria Buzău până la finele sezonului 2022-2023. Aceste contracte au avut o clauză care putea fi activată până la 31 ianuarie, prin care să-și manifeste intenția de a nu mai continua, și atunci lucrurile erau clare, pentru că era clar că are un alt angajament sau își dorește alt angajament. Odată cu 1 februarie, această clauză nefiind activată nici de către club, nici de către jucătoare. Dintre clauzele de care mi-aduceați aminte dumneavoastră în prima parte, sunt o grămadă de chestii la care trebuie să fii atent. Da? În momentul în care niciuna dintre cele două părți, nici clubul, nici jucătoarea, nu și-a manifestat intenția de a activa clauza respectivă, automat intră în vigoare și anul 2 de contract. Deci nu avem, din punctul ăsta de vedere, niciun fel de dubiu că nu va continua și sezonul viitor la Gloria Buzău. Șefii clubului buzoian nu au negat faptul că există și cazuri în care unele sportive încearcă să forțeze despărțirea de cluburile cu care se află sub contract. În aceste situații, dacă nu se ajunge la un numitor comun, gruparea poate suspenda sportivul pe termen nelimitat, chiar până la finalul contractului, fără a fi obligată în a-și remunera angajatul. De cele mai multe ori însă, aceste dispute sunt rezolvate pe cale amiabilă. Iar dacă mai apar situații, că sunt situații în care chiar sub contract preferă să nu mai joace sau să-și urmeze alt drum în viață, să-și continue studiile. Sunt fel de fel de spețe cu care ne lovim, dar avem acel, n-aș putea să-i spun, avem acea posibilitate de a suspenda pe toată perioada contractuală jucătorul respectiv. Deci și dacă ar veni cu oarecare presiune în clipa de față, domne, vreau să plec, nu mai vreau să continui, vreau să-mi continui studiile, vreau în să... În cazul unei suspendări, ar fi remunerația? Nu. Deci ar fi și ea suspendată? Absolut totul. Am înțeles. Da? Păi, nu mai prestează niciun fel de activitate pentru club și atunci, ok, dacă asta e dorința ta să-ți continui studiile sau, nu știu, să-ți întemeiezi o familie sau, nu știu, orice altă motivație ar avea, va fi suspendată jucătoarea respectivă pe toată perioada contractuală pe care o avea cu club. Pe lângă plecările deja confirmate, se vorbește despre posibilitatea ca Ana Maria Simion să părăsească Gloria pentru Dacia Mioveni.